Atenție! Urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Mama a venit la tine! Iar a venit mama la tine! Eu mi-a luat de acasă! Puiule, ai luat de acasă! Că te-am dreptul pe țuori! Aici în garajul mama acasă! În garajul mama acasă! Mă fac eu fără tine! Lele, bine, Lele, Mihailu, păltă mașină. Ca să omori un pui de om, deștept, frumos, la vârsta cea mai frumoasă. Un accident de groază a lăsat fără cuvinte o țară întreagă, o familie distrusă, doi părinți fără un fiu. O viață fragedă care nu și-a trăit visele a fost ruptă brusc de roțile unei mașini. În seara de 19 februarie, undeva prin centrul țării, un băiat de doar 14 ani a fost spulberat pe o șosea de către un șofer. Tragedia se întâmplă în comuna Boldurești, raionul Nisporeni. Conducătorul auto a fugit de la fața locului. Primele informații au venit de la oamenii legii. Poliția a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier cu deces într-o localitate din raionul Nisporeni. Ajuns și la fața locului, polițiștii au stabilit preliminar că un minor de 14 ani a fost tamponat mortal, iar șoferul care a comis accidentul a fugit. Oamenii legii întreprind toate măsurile pentru identificarea, localizarea și reținerea conducătorului auto vinovat în comiterea accidentului, se spunea pe scurt într-un comunicat emis. Mai târziu, pe o rețea de socializare, mama copilului a venit cu un mesaj sfâșietor către șoferul care a fugit. Dacă ai inimă, du-te și te predă, a scris femeia. Mama minorului își dorește ca șoferul care i-a luat viața băiatului ei să fie pedepsit. Nu știu cine ești, însă niciun animal nu ar face ce ai făcut. Cum ai putut să-mi ucizi copilul? Nu ai inimă sau nu ești părinte? Viața copilului meu depindea de tine dacă te opreai și îi acordai un ajutor. Poate îl salvai. L-ai lăsat în balta de sânge și ai plecat. Dacă ești om și ai inimă, du-te și te predă. Dumnezeu e mare și dacă băiețelul meu nu te-a văzut, te-a văzut Dumnezeu. Să nu mai ai liniște în această lume, cum nici eu nu voi mai avea. Vă rog, dacă cineva a văzut ceva sau știe ceva, spuneți-i să răspundă pentru ce a făcut băiețelului. Nu mi-l va aduce înapoi, însă să răspundă pentru fapta lui, a scris mama băiatului. La 3 zile după accident, poliția a anunțat despre reținerea unui suspect în acest caz. Este vorba despre primarul localității unde s-a produs nenorocirea. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cei ai Inspectoratului Național de Securitate Publică și ai Direcției de Poliție Chișinău au fost ridicați imediat pe alarmă și tot în acest timp au întreprins o serie de măsuri speciale de investigație și de urmărire penală pentru a identifica, localiza și reține suspectul. Potrivit unui comunicat, bărbatul a încercat în toată această perioadă să ducă în eroare de nenumărate ori poliția, pentru a se eschiva de la răspundere. În prima fază, potrivit oamenilor legii, acesta a montat plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o mașină de marcă identică celei implicate în accident. Mașina a fost anunțată în căutare, iar suspectul a deconectat telefonul și nu s-a prezentat nici la domiciliu și nici la locul de muncă, se arată în comunicatul poliției. O reacție a venit și ministrul afacerilor interne, Adrian Iefros, care a confirmat informația oamenilor legii. Bănuitul este primarul localității din Nisporeni și a activat în organele de interne. Pe parcursul lipsei, pentru că persoana a părăsit locul accidentului,
A încercat să ducă în eroare poliția prin diferite metode, a schimbat plăcuțele de înmatriculare la alt mijloc de transport de același model, dar poliția a reușit să identifice mijlocul de transport, să identifice persoana, este reținută și pe acest caz este intentat un proces penal. Ulterior, polițiștii au mai identificat un suspect pe acest caz, complice al șoferului care a provocat accidentul. Potrivit forțelor de ordine, acesta l-a ajutat cu găsirea unei mașini identice cu cea implicată în accident. Tot el a participat la montarea plăcuței cu numărul de înmatriculare pe altă mașină, pentru a duce în eroare oamenii legii. La scurt timp și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat într-un comunicat despre investigarea primarului Nicanor Ciochină. Urmare a procedurii accidentului și pornirii urmăririi penale în același zi, prin ordonanța Procurorului General Interimar, dosarul penal a fost transmis în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, se arată în comunicatul de presă. Potrivit PC Cox, procurorii cercetează probele pentru a putea decide necesitatea aplicării arestului preventiv în privința bănuitului. O echipă de jurnaliști de la Canal 5 a mers în localitatea unde s-a produs tragedia. Aici este locul unde s-a produs tragedia. O pată mare de sânge mai poate fi văzută la marginea drumului de lângă pădure. Sunt flori și lumânări aprinse în memoria băiatului. De asemenea, cineva a adus doi ursuleți de pluș, semn că aici și-a pierdut viața un copil. Părinții minorului sunt răpuși de durere și nu-și doresc nimic decât dreptate. Mama, pui, avei o grămadă de aviză, mamă, să-ți faci. Ți l-a spulberat criminalul, pe tăte, ți l-a spulberat. Nu mai înțeleg. Hai să putreți să-l pui șparulul, mama, dar și nevază ca șparul. Pui, la mama, în geraj, la mama, în geraj. Lași să mă duc acasă, dacă casa mea e lângă tine. Lași să mă duc acasă, că nu mai ies de casă fără tine. Mama te școla la școală, dar mă pijine să scol. Puiule, puiule. Între timp, rude și prieteni de-ai băiatului decedat au venit la locul tragediei și au ținut un minut de reculegere în memoria adolescentului. Ei au adus la locul accidentului lumânări, flori, jucării și chiar o poză de-a minorului. Cu lacrimi în ochi, Raisa Ciuriel, mama copilului, ne-a vorbit în exclusivitate despre ultimele momente petrecute alături de fiul ei, plecat acum la îngeri, dar și despre trăirile avute înaintea tragediei. Deci copiii de la școală mi-au spus că așa a fost așa de vesel, că nu a fost niciodată pe la școală, niciodată nu a fost așa de vesel. Eu m-am simțit rău toată ziua, m-a durut capul, m-a durut inima și am stat mai mult în pat. Și eu zic că ei ies să fac plimblare și i-am spus, Micăi, ți-i frig, mamă, nu te mai duci, las ca să te duci mâine. O să dai eu scurta lui tata, că-i mai groaz, că soțul nu era acasă, s-a îmbrăcat cu scurta lui tata și s-a dus, dar înapoi nu ne-a mai venit. O ieșit la 7:30, o ieșit și s-a dus să se plimble. La fără 10:09 m-a sunat băietul care era cu dânsul și mi-a spus că tante Rai sună la salvare, sună la salvare, că lui Mihăiț l-a pălit o mașină și-i curge sânge din urechi și din nas. Mi-a sunat la salvare, mi-a pus 100 de întrebări. Până ce-a venit, ne-am dus la... Eu am spus ca să fiu la fața locului, am așteptat să vii, să mă iei cu mașina, să mă duc să vii cineva, să-și aduc aici mici, doi acasă. M-am dus acolo, am așteptat un ceas și 15 minute și nu mai vine salvarea, nu mai vine că nu le pasă, că copilul moare. Fetița de 6 ani, știi că el e la spital și așteaptă să-l aduc în locul, uite cum să-l aduc. Femeia ne-a mai spus că în momentul impactului, copilul ei era cu alți doi prieteni, care au scăpat cu viața. Unul fiind coleg, s-a speriat și a fugit, iar al doilea băiat a și anunțat despre tragedie.
Am reușit să vorbim cu băiatul de 15 ani. El a fost acel care a anunțat familia victimii despre caz. Canal 5 a primit acordul surorii băiatului minor pentru a ne oferi interviu. Am văzut că mașina circulă cu viteză destul de mare și ne vede partea stângă. După care Mihai era cu mâncile goale, că lui era frig și de cu mâinile în scurte. Și în timp și-a l-am vrut să-l apuc de mână, am crezut că-i mână, și dacă l-a apuc de mână, poate are o șansă să-l salvez. Mașina l-a lovit și l-a aruncat foarte tare. Ai văzut detalii la mașină? Cine era la volan? Nu. N-am tras atenția, mașina era albă, dar mie mi s-a părut că era neagră. Dar modelul știu cum a fost și... Modelul știu că a fost Dacia Duster și la farul încrucișat cruci. Model mai nou. Să înțelegem că când a fost această lovitură, mașina s-a oprit, a verificat ce sau e cum? El, mașina după ce l-a lovit, Mihai l-a aruncat 20 de metri, mașina încă mai înainte, mai de 20 de metri după ce l-a pălit, e tot se duce la vale, dar pe urmă s-a văzut pe far, că a ținut un pic frânul. I-am dat de mână și din tot nic. Băiatul ne-a spus că erau foarte apropiați și aveau același vis. Toate secretele noi le împărtășăm, el ne spune pe lui, eu le spunem pe mine. Aveam pasiune amândoi de motoare. Și am zis că la vară spunem amândoi că să cumpărăm câte unul să-l avem. Dar nu s-a primit. Sora băiatului de 15 ani ne-a spus că atât ea cât și toată familia de nenumărate ori a sunat la 112, iar când ambulanța a venit la fața locului, a trecut aproape 2 ore. Când am ajuns acolo, am 3 apeluri erau date la ambulanță. Mama de acasă a sunat să vie ambulanța. Am ajuns acolo, nu era încă venit ambulanța. Tot întrebam, a sunat, că vrem să sun și eu. Am sunat. Am stat, Marina drumul, m-am apropiat de însuși. I-am pus mâna pe mânuța lui și să văd. Și era rău și țineam, gata, poți mai vii și ambulanță, poți mai viteți. Când mi-e doamne la ambulanță, i-am spus, doamne, chiar că ne arăta nașa, că nu sunat, că eu sunat ultimul apel. Nu mai vorbim de mamă care l-a făcut primul apel. Și am sunat să zic, cât este, cum a trebuit când a sunat, cât este, cu o oră 15 și ele așa, după cum au spus ele, zic, cum chiar așa de greu să vii ambulanța, pe urmă au venit 3 echipaje. I-am spus la doamne cele, doamne, ați mai venit 3, nu zic, poate ar salva, dar măcar nu eram cu inima tângă, chiar așa de greu dintr-o craion, câte minunte faci la nispărinți și până satul la intrarea la noi. După aceea eu făcut, au fost constatat decesul și pe urmă întreb, zic, și noi am și faci mai departe, miliția se iei măsuri, zic, și cum ne-a lăsat aici, stai pe marginea drumului? Da, zic, noi nu avem drept să luăm ambulanță, să-l ducem la spital, zic, doamne, zic, așa-s legile. Responsabilii de la 112 susțin însă că ambulanța a fost trimisă imediat la locul accidentului. La numărul telefon care dumneavoastră l-ați direcționat, da? Apel a intrat în sistem la ora 20:58:12, da? Deci la ora 20:58:12 și a fost transferat la ambulanță la 20:59:55. Deci apelul a fost transferat la ambulanță la ora aceasta. Ulterior, deja... Dispecerea de ambulanță, reacția lor sau intervenția lor, noi nu putem să vă oferim. Fișa apelul de urgență, ca așa corect, da, fișa apelul de urgență, ca aș ne-a oferit mai clar, a fost transmisă la dispeceratul de ambulanță la ora 20:59:55. În comunicatul emis pe acest caz de poliție, nu a fost specificat dacă șoferul era sau nu în stare de ebrietate. Nici Nicanor Ciochină și nici avocatul său nu au venit deocamdată cu declarații sau reacții la acest subiect. Însă mama copilului ne-a spus că primarul ar fi servit băuturi alcoolice. Era băut? Da. A spus că el vine de la un banchet, din undeva vine de la Nispăreni. Mai la deal un pic, este o curbă mai în loc, deci în ochicat el acolo și ei ziua lui, zilele lui, deci în ochicat el, dar mai la vale în coașin, eu călcat copilașul, eu la zilele copilașul meu. Mai mult, Raisa ne-a spus din mărturiile sătenilor că șoferul nu ar fi fost singur în mașină în momentul accidentului. A văzut cineva prin sat, era alături, dar era și el.
Da, avem camera, adică unică și am văzut, nu se vede număr, nu se vede, se vede mașină albă și se vede și viteză merge prin sat. Și se vede oara, când a trecut el în oara și m-a sunat băiețelul de alături să-mi spui că băietul meu moare. Se vede de pe camere că era ora 8 și 59 de minute. Și la ora 8, 59 de minute pe camera arată cum trece mașina cu foarte mare viteză. Dar era aprinsă lumifarurile și nu se vede numărul. Am mers la casa din sat a edilului pentru a obține informații și o reacție la acuzațiile ce i se aduc, însă la poarta primarului la care am bătut nu ne-a deschis nimeni. Suntem la casa primarului, am bătut la poartă, am strigat gazdele, dar nimeni nu a ieșit la noi. Nu cunoaștem dacă soția edilului este acasă sau este plecată undeva. Nici cu vecinii nu am reușit să vorbim, pentru că, la fel, nimeni nu a ieșit la noi. Ne-am dus și la primăria din localitate pentru a afla dacă angajații de acolo cunosc detalii despre tragedie. Asistenta edilului a refuzat să stea de vorbă cu noi, dar a făcut-o în afara camerei video. Poate ați observat ceva suspiciuni la dumnealui? Cum se comporta? Comportamentul s-a schimbat? S-a comportat cum s-a comportat de obicei și nu pot eu să spun că sunt schimbări sau ce nu pot eu să caracterizez. Acum ea... Omul care s-a prezentat la lucru și dacă a avut undeva de dus, a plecat în teritoriu sau eu nu sunt, nu-i datoria mea să-l urmăresc și să-l întreb tot minutul unde vă duci, unde, dacă trebuie ceva de făcut. Nu știm nică, dar nu știm că primarul l-a lovit, oricine l-a lovit. Noi nu suntem... Am auzit, dar spusele, ia că așa am auzit și noi. Lumea grea este, da. Dar așa din spusele oamenilor, ce v-a spus? Cine a fost acolo la fața locului? La fața locului. Nicu a murit, care spune că primarul, care spune că altă mașină, cred că încă nu... Încă nu... Cum să le-am păcate, că nu știm și drept. Sătenii din localitate cu care am vorbit ne-au spus că nu le vine să creadă cele întâmplate, iar dacă primarul se face vinovat de caz, să decidă legea, spun localnicii. Unii nici nu cred în vinovăția edilului. Închipuiți-vă și asta, să-ți pierzi copilul. Și partea asta tot așa, tot au copii și tot au și tot o tragedie, nu știu cum să spui, cum să... Da, așa. Și să facem asta. Dar ce credeți despre acest caz? E distrigat la cer. E distrigat la cer că dacă ai omorât un fluturaș, o muscă, care poate îți provoacă într-adevăr rău și toți îi parcă ți-e obișnuitor, că trebuie să o lești să străiască. Dar să omori un pui de om, deștept, frumos, la vârsta cea mai frumoasă. Dar nu cred asta, aș făcut asta. Eu asta, 100% că nu cred eu aș făcut. A este accident și ales că el o animal, o vrabie n-ar omoră, nu că un om, un copil de 14 ani, nu știu. Mama băiatului decedat ne-a declarat că poliția care a înregistrat acest caz nu oferă detalii despre caz. Nu mi-a spus nimeni, nu m-a sunat nimeni, eu am sunat seara pe la 6-7 și am întrebat pe domnul Eugen Bargan, spune-mi, te rog frumos și să aude și fiește aveți că nu mă sunați nimeni și nu spuneți nimeni sau așteptați al mormântier și să închideți cazul, spuneți. Nu avem nimic concret, o să când să avem, azi vă anunțăm. Azi am văzut de pe internet că a fost prins, că a fost reținut, că s-o găsit mașina, dar tot nu m-a sunat până la ora aceasta, nu m-a sunat nimeni să-mi spui, doamna! Am găsit, el este închis, cât am văzut. Mai mult nu știu nici, nimeni nu s-a sunat și nimeni nu a venit la poartă. Echipa noastră de filmare a mers și la inspectoratul de poliție din Nisporeni pentru a vorbi cu polițistul care a înregistrat cazul, dar nimeni nu a ieșit să vorbească cu noi. Reprezentanții instituției ne-au spus că toate întrebările să le adresăm ofițerului de presă de la Inspectoratul General de Poliție din Chișinău. Cazul dat ocupă Procuratura pentru combaterea crimei organizate. Și toate... Întrebările la dumneavoastră, la noi nu se investigează cazul de către noi.
către inspectoratul de poliție. Ok, dar polițistul care a fost în seara și la fața locului. Toate întrebările la serviciu de presă a inspectoratului general de poliție. Școala în care a învățat copilul e în doliu, iar directoarea instituției de învățământ a avut doar cuvinte de bine. Un copil foarte bun, silitor, silitor la carte, iubitor de matematică și de desen. Foarte bun fotbalist. Colegii de clasă sunt foarte rezervați și foarte îndurerați. Asta e. Noi ne străduim să-i susținem, să discutăm cu ei. Tot directoarea ne-a spus că soția primarului care s-ar face vinovat de accident, Oxana Ciochină, predă acolo limba engleză, iar adolescentul i-a fost discipol. Profesoara însă nu era la muncă în acel moment, invocând motive de sănătate. Doamna Ciochină Oxana este profesoara noastră de engleză, dar a anunțat că e bolnavă. Despre tragedie știu exact ce au publicat toate site-urile de știri, fiindcă sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în țară. Atât știu. Vineri, 23 februarie, fostul comisar de poliție din Nisporeni, Nicanor Ciochină, a fost plasat în arest preventiv de 30 de zile în penitenciarul numărul 13. Decizia a fost luată în cadrul judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Ședința a fost închisă, fără prezența suspectului, care a invocat starea precară de sănătate. Despre asta a publicat și PC Cox pe rețele de socializare. Se aplică măsura preventivă, rest preventiv cu 30 de zile în privința venitului Ciochină Nicanor de Grigore. Primarul a fost reprezentat de avocatul său Dumitru Buliga, care a fost rezervat în declarații, menționând că nu are permisiunea clientului său să ofere detalii despre tragedie și nu crede că Nicanor Ciochină este vinovat. Totodată, avocatul spune că pentru moment nu există probe care i-ar demonstra vinovăția clientului său și că va cere tragerea la răspunderea penală a persoanelor care au publicat detalii de la etapa urmăririi penale. La moment, nu am văzut absolut niciun mijloc de probă care să dovedească faptul existenței bănuielii rezonabile că el ar fi comis sau ar fi fost implicat în producerea acestui accident. Cei care publică imagini video, eu nu știu care este originea acestor pretinse mijloace de probă și cum ele au fost administrate și dacă n-au fost distorsionate acele imagini. Dar dacă asemenea informații sunt divulgate din dosarul penal, se relevă că cineva comite o infracțiune deoarece divulgă date ale urmăririi penale. De cealaltă parte, procurorii susțin că sunt suficiente probe care demonstrează vinovăția suspectului și este necesar ca acesta să fie plasat în arest, deoarece persistă pericol să se eschiveze de la urmărirea penală. Cum putea demonstra dacă ați fi făcute măsurile corespunzătoare și ați fi identificat careva persoane, fiindcă pentru conducerea mijlocului de transport în stare de libertate în cazul dat, nu e nevoie ca să fie identificat anume gradul de alcoolemie. Adică e suficient pe persoană să confirme că a servit până să urcă la volan. Unele surse au susținut că edilul ar fi fost ajutat să ascundă urmele crimei de un procuror din raionul Nisporeni, fiind chiar fratele său. CSP afirmă că acuzațiile în adresa procurorului, precum că ar fi implicat în mușamalizarea cazului, i-ar afecta reputația, atât timp cât faptele nu sunt demonstrate. Avocatul învinuitului și procurorul nu ne-au spus exact dacă acest acuzator este complice și dacă l-ar fi ajutat pe bărbat, însă au menționat că oamenii legii analizează și această versiune. Vineri, 23 februarie, băiatul de 14 ani a fost înmormântat. Familia în care a crescut minorul mai are încă doi copii la întreținere și o adolescentă de 18 ani plecată la studii peste hotare. Mama, mi-t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 i
Micheluțu, mama! Primarul localității Buldurești din raionul Nisporeni a candidat independent la alegerile locale din 2023. Anterior, Nicanor Ciochină a fost șef al Inspectoratului de Poliție Nisporeni.